Se nasc străbunicii spectatorilor pe care ni-i dorim, adică bucureșteni de prin 2080 interesați de istoria orașului lor. Sigur, vor avea date statistice. Noi le propunem însă și acest film. S-au făcut și se vor face nenumărate filme despre București, pentru că viața orașului oferă mereu subiecte pasionante. Noi însă, dragi spectatori ai secolului 21, vom încerca să vă arătăm, cu ajutorul statisticii, câteva lucruri care în vremea noastră au fost mai puțin filmate. Prin anul 1980 existau în București 4.000 de străzi. Bulevardele, magistralele, străzile noi se văd în toate filmele. Noi vă atragem atenția asupra celor pe care nimeni în anii noștri nu le-a filmat. Pur și simplu, oarecare străzi bucureștene. În 1980 trăiau în București cam 2 milioane de locuitori. Poate pentru voi cifra pare mică. Noi aveam alte probleme. Ne consideram inegal repartizați. Cei din drumul Taberei spuneau că majoritatea bucureștenilor merg cu troleibuzul 84. Cei din Berceni erau de părere că cei mai mulți călătoresc cu 31 rapid. Media statistică, indiferent de linie, este de 6,3 pasageri pe metrul pătrat de vehicul. Or, media include toate situațiile. Pentru bicicliști, statistica e simplă. La fiecare bicicletă, un biciclist. Rangul de bucureștean se acorda de la 14 ani printr-un buletin de identitate. Acest rang era ereditar sau câștigat. Cei care nu-l câștigau se numeau flotanți. Cam două treimi din apartamentele locuite de bucureșteni în 1980 sunt făcute în ultimii 15 ani. Unele construcții se mai păstrează cu siguranță în 2080. Dar veți găsi mai greu, probabil, aceste case cu încercări de opere de artă necatalogate ca atare. Nu ne putem închipui ce înțeles va avea cuvântul curte în 2080. Nu știm nici dacă invidiați pe acei bucureșteni, strămoșii voștri, care creșteau pui de găină în plin oraș, aveau stup de albine lângă stația autobuzului 33. Ba chiar discret reușeau să îngrașe câte un porc doi la umbra noilor blocuri. Progresul este progres și în vremea noastră de strămoși, bucureșteanul a început să coboare puțin sub pământ. Un pasaj pentru pieton aici, altul acolo, primul pentru vehicule la obor,
Și iată și primii pasageri ai metroului bucureștean. 1979, 8 km de metro. Primul tronson merge paralel cu Dâmbovița noastră. În 2080, o plimbare cu vaporul pe Dâmbovița poate că nu este mare lucru. Noi am încercat să facem pionierat. O filmare din barcă pentru a vă arăta Bucureștiul de pe apa lui definitorie. Pe Dâmbovița nu se plimbau în 1980 decât niște documentariști dornici să lase imagini inedite. Bucureșteanul, om normal, se plimba în parcuri, pe străzile pline de verdeață ale orașului. Căci în 1980 el este un privilegiat, ne-o spune statistica. Fiecare bucureștean are la dispoziție 21 de metri pătrați de spațiu verde. Și ce încă? 200 de metri cub de apă consum anual. A 500-a parte dintr-un autobuz. Aproape 3 metri de conductă. Iar metrul pătrat de suprafață comercială e folosit de 3 bucureșteni. O notă optimistă. Foarte curând, ei vor fi doar 2 și jumătate, deci mai la largul lor în magazine. Un loc în alimentația publică ar trebui folosit de 25 de bucureșteni. Dar oamenii nu merg toți odată la restaurant. Sunt între 3 și jumătate și 4 și jumătate bucureșteni pe un balcon. Nimeni n-a reușit să socotească florile pe cap de bucureștean. Sigur este că numărul lor crește vertiginos. La 93 de bărbați sunt în București 100 de femei. Deci 7 în plus, ceea ce poate să arate așa, așa sau așa. Moda de seară în miez de zi nu mai miră pe nimeni. Bucureșteanul s-a obișnuit să petreacă la lumina zilei. Obicei sănătos și pentru el și pentru vecini. În 1980, cam fiecare al 40-lea bucureștean era proaspăt căsătorit. Circa 24.000 de fericite evenimente anual. Statistica nu ne spune nimic despre numărul de serenade. Ne spune doar că într-un an s-au vândut 7.000 de chitare. Bucureșteanul consumă anual 1.000.000 de hectolitri de lapte, cam de 10 ori lacul din Cismigiu. Un concetățean și berea lui statistică, adică 100 de sticle pe an. Al concetățean, căci el intră la socoteală. Evident, consumul mediu trebuie înțeles nuanțat, chiar și în cazul laptelui. Nu
am văzut nicăieri o statistică asupra acestui neplăcut gen de reclame comerciale. Galaxia Gutenberg este mai viguroasă ca oricând. Și astfel, la plimbare, se mai exersează omul la lectură, mai învață o limbă străină. Ceilalți bucureșteni, cei ce se mulțumesc cu lectura obișnuită, și ei variat, vesel, frumos. O puternică industrie de confecții le susține eforturile în acest sens. Mai există o modă efemeră, dar fermecătoare. Cea a uniformelor despărțirii de școală, create și purtate de elevii ultimei clase de liceu în ultima săptămână de cursuri. Alte haine au statut de opere de artă, din moment ce se vând în magazine speciale și sunt semnate de autor. Dar toți bucureștenii, acești oameni de la sfârșitul deceniului 8, care cântă la chitară, se plimbă în parcuri, cresc păsări sau cultivă flori, semnează de fapt acolo unde muncesc adevărate opere cu care se mândresc. Iată numai câteva. Presa de forjare liberă de 12.000 tone forță. Semnează bucureștenii de la IMGB. Noul tip de calculator electronic Coral. Semnează bucureștenii de la întreprinderea de calculatoare. Locomotiva hidraulică de 2 ori 1200 cai putere. Semnează bucureștenii de la uzinele 23 august. Milionul de bucureșteni care lucrează, toți bucureștenii de fapt, au, numai dacă vor, încă o problemă de rezolvat. Cum să-și petreacă timpul liber. Fiind o chestiune personală, statisticile sunt incomplete, dar totuși frumoase. Omul nostru cumpără în medie 7 cărți pe an, dar citește mult mai multe. Vede cam 2 spectacole, dar merge de 11 ori la cinema, unde, bineînțeles, vrea să se distreze. Aici, dacă în vitrină nu există un asemenea afiș, se poate întâmpla să vadă și un film documentar, făcut cu intenția de a-l omagea pe el, bucureșteanul anilor 80, de a-l descrie urmașilor lui, film făcut de un grup de concetățeni din studioul cinematografic Alexandru Sachia.